Bună ziua, prieteni! Eu sunt Niculina și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti gem de lămâi. Îl facem cu puțin zahăr pentru a păstra parfumul și aroma lămâilor. Este perfect împreună cu alte creme pentru multe deserturi. Ne trebuie 1 kg de lămâi bio și 500 de grame de zahăr. Eu am lămâi de la cumătra mea, are 3 copaci plini cu lămâi. Sunt atât de parfumate. Spălăm lămâile sub jetul de apă cu un burete nou, curățând bine coaja. Uitați ce culoare au! Tăiem și eliminăm capetele. Tăiem lămâile în felii subțiri de 3-4 mm, fără să eliminăm sâmburii. Continuăm până terminăm toate lămâile. Turnăm apă rece peste feliile de lămâi până când sunt acoperite. Punem pelicula alimentară pe deasupra și lăsăm așa 24 de ore. Au trecut cele 24 de ore, aducem ligheanul cu lămâile. Scurgem toată apa. O aruncăm și schimbăm cu apă curată. Lăsăm din nou 24 de ore la macerat. A trecut timpul de așteptat. Le scurgem din nou. Aducem o oală largă. Punem lămâile scurse. Turnăm apă rece până când sunt acoperite. Mergem pe aragaz și le lăsăm la foc mediu până ajung la punctul de fierbere. Scurgem din nou toată apa, păstrând 350 de ml din zeama obținută. Într-o oală largă punem cele 350 de ml de zeamă păstrate și 500 de grame de zahăr. Mergem pe foc, lăsăm până când dă un clocot și s-a topit tot zahărul.
Punem feliile de lămâie, le lăsăm la foc mic spre mediu 40 de minute din momentul fierberii. Amestecăm din când în când cu o lingură de lemn pentru a nu se lipi. Toată compoziția o trecem printr-o sită, obținem o compoziție ca un piure de fructe. Dar nu vă faceți griji, când se răcește, se întărește. Punem borcanele spălate și sterilizate. Acoperim și lăsăm la loc întunecat până se răcește. Când s-a răcit, este gata de consumat. Uitați cum arată! Are un gust dulce amărui. Este perfect atât pentru plăcinte și în multe creme, dar chiar și așa, pe o felie de pâine și o cană de lapte. Asta este tot! Poftă bună! Vă mulțumesc că îmi sunteți alături și nu uitați să dați like, să distribuiți dacă v-a plăcut. Vă aștept și la următorul deliciu, pregătit cu mare drag pentru voi. La revedere!